Salutare, sunt Bogdan și bine ați pe canalul de electronică. În acest video vom discuta despre conexiuni în circuite electrice. O cauză care poate provoca încetarea funcționării unui aparat electric poate fi chiar o simplă conexiune electrică. Un contact imperfect, indiferent dacă este vorba de un frigider sau un amplificator audio, poate duce la uh, încetarea funcționării uh, a aparatului respectiv. Și la construcția de diferite montaje electronice, dacă dorim să le introducem, de exemplu, într-o carcasă, trebuie să ne gândim dinainte cum vom conecta placa sau plăcile la sursa de energie sau chiar la alte plăci sau la alte accesorii. Deoarece chiar acum lucrez la câteva proiecte personale unde am nevoie de conexiuni cu diferite mufe, vă voi arăta ce scule folosesc și cum îmi fac legăturile, și totodată vă voi explica și câteva noțiuni de bază despre tipuri de mufe folosite de mine la diferite proiecte. Voi începe primata cu cleștele de sertizare. Ce este acest clește de sertizare sau se mai numește și presă de sertizare, cu toate că sunt două scule diferite. Cleștele de sertizare este utilizat pentru a produce conexiuni ca alternativă la metode precum sudarea sau lipirea, și este utilizat pentru așa numit proces de îmbinare, în care două componente diferite sunt conectate între ele prin deformare. Conexiunile realizate cu clești de sertizare sunt greu de stricat da? și sunt utilizate în mod frecvent în electrotehnică. În funcție de domeniul de aplicare se găsesc diferiți clești. Da? Nu există un clește universal chiar pentru toți, sunt mai multe feluri de, de scule cu care putem îmbina aceste componente, adică un cablu sau un fir cu o mufă de prindere. De exemplu, la unul dintre proiectele la care lucrez acum, va trebui să prind această punte redresoare de fundul carcasei și de la punte voi duce fire către sursă și către transformator. Iar conexiunile le voi realiza prin intermediul acestor mufe, denumite la noi papuci electrici. La mine, în limba germană, se numesc flacșteca. Iar aceștia se, folosesc, se găsesc, sau acestea se găsesc în diferite forme, culori, cu izolație, fără izolație și așa mai departe. În limba germană fiecare tip de papuc are o denumire. În limba română de obicei papuc electric este termenul în general pentru majoritatea modelelor de papuci electrici. Ei bine, eu aici am un papuc de tip pe germană se numește Flakstecka Hülse voll Tradus papuc cu manșon izolat complet. Vedeți ce fain este limba germană. Spui un cuvânt și îl traduci în română într-o propoziție. După cum se vede din imagine, acest papuc este acoperit cu acest plastic care izolează perfect componenta metalică dinăuntru. Acesta are o lățime de 6,35 mm și este de culoare roșie. După cum am spus, sunt foarte multe modele de asemenea papuci. Eu am ales pe acesta deoarece se potrivește perfect în aplicația mea. Culoarea acestui manșon nu este aleasă la întâmplare, ci este o culoare care caracterizează secțiunea transversară afirule. Deci aceste culori sunt după un standard, și anume DIN 46245. Roșu este pentru secțiuni de la 0,5 la 1 mm², albastru pentru secțiuni de la 1,5 la 2,5 mm² și galben pentru secțiuni de peste 4 până la 6 mm². O mică completare, ați observat că folosesc și denumirea de fir și denumirea de cablu, de fapt eu mă refer la același lucru. Iar când spun secțiunea firului, aici mă refer la secțiunea transversală care este sub forma unui cerc a conductorului. Da? Și asta este specificat în milimetri pătrat și asta nu include și stratul izolator care este în jurul conductorului. Da? Voi conecta acest papuc de culoare roșie cu acest cablu. În cazul acestui papuc de culoare roșie pot folosi conductor cu o secțiune între 0,5 și 1,5 mm Mai întâi va trebui să măsor cu aproximație cât trebuie să deizolez din cablu. În cazul acestui papuc voi deizola această porțiune. Am în laboratorul meu două scule de deizolat, am ceva profi mai scump de la Knipex, și am și un, o variantă de clește mai ieftină, dar și aceasta își face treaba foarte bine. Următorul pas va trebui să introduc papucul în clește. După cum vedeți, cleștele este marcat cu roșu, albastru și galben. Voi introduce deci papucul meu de culoare roșie, în bancul de culoare roșie și uh, îl voi potrivi acolo și voi închide din clește ușor până acesta stă fix următorul pas voi introduce firul în papuc și voi strânge de clește până acesta va reveni la poziția lui inițială Firul este introdus perfect, totul este în ordine și după cum vedeți este foarte strâns acolo, nu-l mai scoți afară decât dacă îl tai. Cablul este introdus perfect. Nu mai putem să-l scoatem afară decât dacă îl tăiem. Bineînțeles, dacă l-am prins bine, în acest caz l-am nimerit. Atât a fost pentru acest video. Dacă v-a fost util, m-aș de un like. Iar într-un alt video am să vă arăt cum facem mufe de genul. Mufe Molex. Cum conectăm conectori de aceștia cu mai multe fire, cu cabluri. Da? Bun, ne auzim în următorul video. La revedere!